astăzi mergem la Institutul de Transbăgărășan. Am plecat de vreo 2 ore, cred că. Și nici nu știu unde suntem. Mai avem 24 de kilometri până ajungem la Transfăgărășan. N-am prea filmat, că am fost numai pe autostradă și am zis, bă, să nu vă plictisesc. Dar am filmat puțin, na, când... Nici mai știu unde eram, în fine. Aici suntem într-o pădure, habar n-am pe unde suntem, dar e fain, e răcoare, e altceva. Uite ce aglomerat e, frate, e... Hai de cap, aici nu e nimic, aici e bine. Nu mai știu unde am fost. Dar am prins o aglomerație. Bine, bine că aveam motor și n-am avut mașină. M-am băgat așa pe lângă. Vrr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 
Dacă merg pe drumul ăsta. Poate îmi dă o bucată ăsta.
pot să pornesc microfonul, se aude doar la cameră. N-am apucat să-l pornesc. N-am apucat să fac nici intro. Dumnezeu. Mai puțin și ajungem la Transfăgărășan. Tot am zis că merg, că merg, că merg. Ieri am vrut să merg, dar nu m-am trezit bine. Gen, fără cheie, uite coleguțul, salut. Și acum m-am trezit de dimineață. Am vrut să plec la 10, dar am plecat la 12. Până m-am pregătit, până alea. S-a făcut 12. Ia uite ce frumos e. Mai am 4 liniuțe. Am vrut să bag mai înainte benzină aici la Petrom sau ce era. A
am zis că bag mai încolo, l-am întrebat pe domnul ăla de la benzinărie dacă mai ies ceva benzinării până la Transfăgărășan. Am zis, oh, oh, mai ies, dar pe Transfăgărășan nu-s. Păi, dar mă așteptam și eu pe Transfăgărășan să nu fie benzinărie. Și am zis, bă, lasă că bag la următoarea benzinărie. Uite, suntem în Bradu. Este și un teren de fotbal aici. Puteam să las, dar mă grăbesc și eu. E 3.45. La 12 am plecat. Ia uite aici mașina. Cred că peste noapte o să dorm aici pe undeva, nu știu. Ori pe Transfăgărășan, ori undeva pe aici, gen urc, ori gen ori dorm sus, ori îl cobor înapoi și găsesc undeva cazare pe jos, că nu mai am cum să mă întorc. E deja 4 aproape. Ce dracu, se aude o salvare. Da, vine salvare. Bă, pompieri. Na, salvare. Tot aia. Ia uite aici. Aici adorm, la steaua Ardealului. Nu contează că e o stea. Bă, și să vă povestesc între timp cum era să-mi iau amendă. Uite acolo, da, foc sau ce-o făcut. Sau iară-i praf de la cereale sau de la ce dracu. Hai să vă povestesc cum era să-mi iau amendă până ajungem acolo. La ăștia nu bag benzină, men, că nu știu ce benzinărie e. Dar cred că bag benzină, men, aici, că... Sau? Azi, că poate mai e o benzinărie mai în față. De aglomerat, frate. Uite, cazare. Ies aici la cazare, ab unde să dorm. Deci nu-i stres. Deci, haide să vă zic. Eram acum o săptămână, cred că, exagerez, 4 zile. Numai ce am plecat din centru cu motorul și ascultam muzică. Deci, nu faceți ca mine, nu ascultați muzică când sunteți pe motor. Sau dați-vă volumul mai ușor. Uite ce frumos e aici. Salut, băieții. Ce ai mâncat azi, că uite ce frumos e. Așa, dați-vă volumul mai încet când sunteți pe motor și ascultați muzică. Am plecat din centru frumos, ne-am pus căștile în urechi și nici n-am plecat bine, că am început să dansez și mi-am luat mâinile de pe ghidon și dansam ca nebunul. Și dintr-o dată, sirene, pe dreapta. Direct am tras pe dreapta. Păi ce faci, dansezi? Dansezi când conduci? M-a întrebat. Am zis, mă scuzați, nu știu ce, i-am spus. Și m-a iertat, mi-a dat doar avertisment. M-a pus în suflu un fiol aia sau ce era. Și m-a iertat. Ce face asta, mă, mâncaia și pula lui? Doamne, băi, ești nebun, băi, vii de la Timișoara, dar nici chiar așa, bă. Iată. Ia uite-l, na, poftim. Bă, dar ce se duce așa repede benzina, frate? Mă, mi se pare mie. Nu știu. Deci neapărat să apară o benzinărie în fața mea. Acum vreau să apară. Eu nu prea văd.
Am zis ăla, da, mai îs benzinării până la Transfăgărășan. Mai îs. Unde n-ai băut că nu le văd, frate? Să mor de văd benzinările, aici ce-i? Eu nu văd, frate, nicio benzinărie. Eu deja când văd aici 4 liniuțe, 3 liniuțe, mă ia panica că rămân fără benzină, că am rămas odată fără benzină. S-a dus. Na, mare lucru, ai depășit o mașină. Mai ai încă 10 în față, bravo. Bă, deci zici că au dispărut benzinăriile, frate. Mai bine alimentam acolo și știam că am benzină. Așa merg cu frică. Uite-te la asta, man. Hai că aici trebuie să apară benzinările. Presimt eu că apar. Cum facem dreapta acum? Apar benzinările. Apar. Trebuie să apară porumbacul de jos. În porumbacul ăsta trebuie să apară. Ce se întâmplă? Tot tirul ăla. Trebuie să facă tirul stânga, cred că. Hai mă, lăsați-l și pe ăla. Nu tirul. Deci busul a făcut stânga. De aici e și sediul de poliție. Deci în satul ăsta trebuie să fie o benzinărie. Au sediu de poliție, au magazin alimentar. Se poate, refuz să cred că n-a fost o benzinărie. Uite încă un coleguț. Doi coleguți chiar. Uite încă unul. Ăștia sigur vin de pe Transfăgărășan. 1, 2. Mamă, cât sunt sperat. Ma, de ce te bagi, frate? Ce ai rezolvat? Ai depășit? Doamne. Uite, aici au venit pompierii. Ce s-a întâmplat? Accident. Noi, ba da, s-a lovit un domn. Salut, salut! Da, cum s-a lovit? Că avea mâna așa, ca și cum ar avea un gips. Mașinile alea nu erau lovite.